Universitățile românești au mai puțin de 20 de ani de istorie în ceea ce privește coduri de etică ce tratează hărțuirea sexuală în mediul academic. În Occident, lucrurile au început să se schimbe din 1968, când a avut loc o revoltă a studenților la Paris. 2005 este anul în care, în urma unor dispoziții legale, universitățile au început să ia în considerare ideea de cod de etică. Universitățile românești învață încă. Ele sunt acum, din punctul meu de vedere, în faza de gimnaziu. Codurile de etică sunt o operă de construcție. Eu am participat la revizuirea câtorva la propria mea universitate, Universitatea din București, la Universitatea de Teatru și Film, un ATC, anul trecut, care la ora asta are un cod chiar bun și care, după evenimentele care s-au întâmplat legate de cadre didactice de acolo, trebuie să fie dublat de un manual de proceduri. Și aici vin la o problemă sensibilă. Studenții spun că nu știu cui să se adreseze. Te uiți pe site-ul universității și ești ca în desene animate. Adică nu înțelegi, nu, îți dai seama că universitatea ți-a devenit străină în momentul ăla. Dacă un student face o sesizare, intră apoi într-un proces birocratic. Se întâmplă aici două lucruri. Unu, fie decanatul instituie o comisie de disciplină să vadă ce s-a întâmplat acolo, fie o convoacă pe studentă în fața Consiliului Profesoral. Ceea ce este o eroare pedagogică, n-ai voie să pui pe cineva care se presupune, nu, pentru că încă nu e dovedită, nu sunt, se presupune că suferă o agresiune de genul ăsta, să o pui în față cu dita mai corpul profesoral. S-a întâmplat asta, din păcate. N-ar trebui să se întâmple. Universitățile românești ar putea împrumuta din procedurile marilor universități ale lumii. Harvard, din 2015, a lansat 3 sondaje în rândul studenților lor privind chestiunile de hărțuire sexuală. Sondajele astea, la un moment dat, ultima a fost de anul ăsta, îți arată cu claritate că e nevoie să iei niște măsuri. Universitățile noastre nu fac așa ceva. Managementul universitar evită cunoașterea realității etice și de integritate din propria universitate. Universitățile nu există pentru că sunt profesori, ele există pentru că sunt studenți. Și atunci trebuie să te gândești la interesele studenților în primul rând.